Lee Yu Ju. Aventurile maimuței de piatră, Sun Wukong. În căutarea nemuririi. Stăpâne, pe muntele florilor și al fructelor și libere ca păsările cerului, maimuțele trăiau fericite sub înțeleapta direguire a regelui lor, maimuța de piatră. Așa s-au scurs anii cu zecile și cu sutele. Dar dacă poporul de rând se bucura tot mai mult de viața pe care o ducea, chipul regelui se întuneca. De ce ești trist, măria ta? Îl întrebau supușii. Încă nu am, mamă, teme de ceva, răspundea el, dar va veni și vremea când puterile mă vor părăsi și Yama, regele morții, îmi va da târcoale. Oare nu există vreun mijloc ca să scap de chinurile schimbărilor viitoare? Oare nu e cu putință să devin nemuritor? Întrebă regele pe sfetnicii din jurul său. Și ei vorbiră departe, foarte departe de aici, la marginea lumii, există o peșteră sfântă în care trăiesc zeii. Numai de la aceștia poți afla ce trebuie să faci ca să rămâi veșnic tânăr, iar moartea să nu mai aibă puterea asupra ta. Chipul regelui se însenină deodată și luă o hotărâre de nestrămutat. Oricât îmi va fi de greu, oricâte piedici voi întâlni în cale, plec să caut locașul nemuritorilor. Pregătirile de plecare s-au sfârșit în câteva zile și nici n-a fost prea greu, fiind vorba doar de bucatele ce aveau să țină mai multă vreme și de pluta trainică pentru întinderile mării de mează zi. Cu durere în inimă și-a luat regele rămas bun de la supuși, apoi a coborât spre mare, a lăsat pluta la apă, s-a urcat pe ea și la primul vânt prielnic a părăsit ținutul, a mers și a mers pe mare timp nemăsurat, până a dat iar de uscat. Cei vedeau ochii acum se deosebea tare mult de cele cunoscute de acasă. Nefiind fricoasă din fire, maimuța de piatră se piti totuși după un copac, privind curioasă la făpturile care veneau pe drumeag, coborând spre mare. Ce să fie și aceste vietăți? Se întreba ea. Maimuțe nu-s, că-s prea înalte, n-au nici coadă și merg în două picioare, nu țipă toate deodată și n-aruncă cu pietre, cum fac suratele mele. Nici vine nu-s, că nu-s fioroase, gândi ea mai departe, și pentru că tot n-avea altceva de făcut, tot pitindu-se prin tufe și după copaci, urmărea îndeaproape șirul de oameni ce coborau să arunce năvoadele în mare. Căci, într-adevăr, făpturile pe care maimuța noastră le vedea pentru prima oară erau oameni. Cum știm că era înzestrată cu toate harurile, maimuței de piatră i-a trebuit puțin timp ca să înțeleagă și să folosească limbajul oamenilor, să se îmbrace și chiar să mănânce ca ei. Când de acum nu mai deosebea aproape nimic de oameni, maimuța pătrunse în sat și-l opri pe primul întâlnit. Caut lăcașul nemuritorilor, nu cumva satul vostru e acela? Nemuritorii trăiesc departe de aici. Ai de mers cale lungă peste ape, munți și văi, până o să dai de muntele sacru. Acolo e peștera lunii și a celor trei stele, adăpostul nemuritorilor, i-a răspuns omul. Maimuța i-a mulțumit și s-a așternut iarăși la drum, lung ca în poveste. Trecuseră de acum 3 ani, când, lihnită de foame și frântă de oboseală, a ajuns la poalele muntelui sacru. Numai gândul că e aproape de peștera căutată i-a dat puteri să se avânte spre înaltul muntelui. Sus, între două culmi, îi se înfățișa o poiană frumoasă ca în basme, frunzele copacilor erau aurite și fremătau în boarea vântului, care aducea miresme dulci, adormitoare. Din străfundul pământului se auzea parcă o melodie cântată în surdină de instrumente necunoscute. Iscodind poiana, nu mică i-a fost bucuria când privirile i s-au oprit asupra unei porți de piatră, deasupra căreia scria peștera lunii și a celor trei stele. În sfârșit, după ani și ani de căutări, am dat peste oamenii nemuritori. Ce mă fac însă că poarta e ferecată și nu se vede nimeni prin poiană? Cu gândul că n-are altceva de făcut decât să aștepte, s-a cocoțat într-un pom din fața peșterii, ostoindu-și foamea și setea
cu fructe gustoase, cum nu mai mâncase până atunci, și care se găseau din belșug în poiană.